Evident că nu pot să trec la FCSB UTA fără să discutăm despre vestea zilei, despre transferul ăsta al lui Bârligea, care pare a fi în impas în momentul de față. La un moment dat, Neluțu Varga și Gigi Becali confirmaseră și într-adevăr s-au înțeles cluburile, 2 milioane plus 15% dintr-un viitor transfer. Se înțelesese Gigi Becali cu Bârligea la salariu, înțeleg, 25.000 de euro pe lună. Și aflăm că apar probleme de la impresar, că impresarul vrea să facă 3 ani de contract, se ofere doar 3 ani de contract FCSB-ului, Gigi Becali vrea 5 ani de contract. Te-aș întreba pe tine, în primul rând, Costel, cum vezi, pentru că ai fost conducător, da? Cum vezi treaba asta? Deci eu dau 2 milioane plus 15% și vine impresarul și îmi spune, nu facem 5 ani de contract cum vrei, facem doar 3 ani de contract. E corect? Gigi Becali zice, eu așa ceva nu negociez și nu, ori faci 5 ani, ori pa la revedere. Și clauza l-a deranjat. Păi și clauza de 3 milioane de 5 euro. Milioane. 5 milioane de euro, dar ajungem și la aia imediat. Hai să o luăm pe rând. Când e un jucător cu potențial și pe care dai o sumă foarte mare pentru fotbalul românesc, să semnezi doar pe 3 ani, tu ca și club, ca și conducător, îți asumi un mare risc, pentru că după 3 ani, jucătorul poate să plece liber. Iar banii ai impresarul cu jucătorul. Eu cred că aici Steaua, în speță Gigi Becali, are dreptate. Gândește-te Real Madrid, care dă sute de milioane, nu? Păi semnează cu un jucător pe 3 ani. Tu o semnează pe 5 ani, pe 6 ani. Pentru că este o investiție pe care și tu la rândul tău, nu că vrei să o amortizezi, vrei să o mulțești, vrei să vinzi mai scump. Și aici fac puțin trecerea către suma de transfer. Și mie mi se pare că 5 milioane e relativ puțin la modul... Clauza de reziliere. Adică. Clauza de reziliere. Da. La modul în care au crescut sumele de transfer în toate piețele, nu numai în România. Și plus că este un jucător, este atacant, e cu potențial, joacă la echipa națională și peste 3 ani o să aibă, nu știu, 25-26 de ani. 26 de ani, adică cum e mai bine pentru un atacant? Păi 5 milioane, așa zboară dacă el merge pe parcursul pe care a mers în ultimii 2-3 ani. Da, adică mie mi se pare corect punctul de vedere al lui Gigi. Da, în același timp trebuie spus că există ceva dubios în contractele FCSB-ului, adică întotdeauna mai apare un alt contract de 2 ani plus 3 ani, după 3 ani mai semnăm un contract, adică nu știu, credeți că și asta e o problemă? Credeți că și asta a fost o problemă? Poate impresarul niciodată. Niciodată, Silviu. Nu. Dacă există un alt contract sau este semnat, înseamnă că este semnat de jucător și de agent. Este făcut cu bună știința lor. Asta să fi împiedicat înțelegerea în momentul de față. Adică, noi știm, am aflat. Da? Mai apare cât un contract. Nu știi de unde mai apare al doilea contract. Mă întreb dacă nu cumva și asta stă în calea fericirii, să spunem, FCSB-ului. În fine, dar vă așteptați, tu te așteptai pe Andy ca CFR-ul să-l vândă tocmai FCSB-ului, care apare principala contracandidată la titlu, să-i vândă atacantul titular? Să se înțeleagă că cluburile s-au înțeles. Păi totul a părut așa, o glumă, cum face Gigi, sau nici nu știu dacă glumă, dar dau 1.500.000 pe Bârligea și nu mai știu ce îi dau, 20% la următorul transfer CFR-ului. După care, deodată, Gigi cu Varga s-au înțeles și gata, dau 2 milioane, 15%, salariu 25.000, parcă totul a fost așa, foarte rapid. L-am auzit și pe Nea Cristi Balaș, spunea, orice jucător e de vânzare, dar parcă nu l-am dat la FCSB pentru că înseamnă că pierdem campionatul sau ceva de genul ăsta, spunea. Și deodată, în câteva ore, pa, gata, s-a rezolvat transferul, ajunge Bârligea la FCSB. FCSB făcea o afacere cu Bârligea, pentru că el de când a venit la CFR tot a luat-o tot în sus, cu goluri marcate, cu nebunia asta lui de se bate la, pentru fiecare minge. FCSB avea nevoie de un vârf. Acum, 2 milioane ăștia în România sunt ceva bani. Dacă cât a dat CFR-ul pe Luis Muntau? Tot cam așa am înțeles.
2000, da. Dacă stai să te gândești că s-a dat, cât s-au dat, câți bani s-au dat pe companie? Păi, 1,5, așa jumate. Ziceau, da. Și companie nu mai avea, parcă nu, era mai bătrân cu vreo 3 ani, cred că, la momentul respectiv, decât Bârligea. 2 sau 3 ani, cred că. Nu sunt multe cluburile în România care pot oferi pentru un transfer intern. Cred că 4. 2 milioane. Și alea nici măcar pe 100%. 2 milioane? Rapid. Craiova să dea 2 milioane pe cineva? I-a dat 1 milion pe Cicăldău. A dat 1 milion pe Cicăldău, acum 3 ani. Nu, în momentul ăsta se dea... De la 1 la 2 e de la simplu la dublu. Acum 5 ani minim. Nu este de netrecut. Nu e de netrecut pragul, adică nu e între 100 de mii și 2 milioane. În același timp am auzit un calcul al lui Gigi, făcut de Gigi Becali. A dat 3 milioane pe Ivan. Acum 5 ani pe Cicăldău. Și a dat 3 milioane pe Ivan. E banii pe care îi încasase, dar 3 milioane pe Ivan la repatriere. Da, în perioade în care erau venituri. Gigi Becali chiar a zis, a făcut un calcul și spunea că sezonul ăsta ar putea să ajungă la vreo spre 30 de milioane de euro venituri. Ori la 30, nu, de fapt 25 de milioane de euro venituri. La 25 de milioane de euro venituri îți permis să tai 2 milioane, cred că, pe Bârligea. Atenție, din așa 25 de milioane e bine să pui o parte deoparte, pentru că s-ar putea ca anul să nu te mai califici. Nu, dar poți să faci și ceva mai bine. Și să zici că... Să-ți faci echipă mai bună și să te califici. Exact. Ah. Okay. Nu, să-ți faci echipă și mai bună să ieși. Și am citit o chestie de management ăsta sportiv de afară și spuneau, cea mai mare greșeală, nu știu, niște norvegieni, este să bugetezi câștigurile, banii veniți din performanță sportivă. Aia te îngroapă. Tu zici că bag 3 milioane și iau campion, da. Pentru că e campionul. Nu te duci, te duci în cap. În același aia timp... sunt un bonus. Dacă le obții foarte bine, tu trebuie să-ți calculezi fără. În același timp, Bogdan, un lucru este cert. Da? Cu excepția farului, toate campioanele noastre au mers în grupele Conference League. Da. Adică, în momentul în care câștigi titlul în România, pare foarte probabil. Ori ești cap de serie, e aproape imposibil să nu te duci în conferență. Ori aici e discuția, da? Bagi 2 milioane, parcă merită să încerci să dai 2 milioane de euro pe un jucător care să te apropie de titlu. Da. Că Bârligea, teoretic, ar putea să te apropie. Credeți că se mai face transferul? E posibil orice. E posibil. Care e feeling-ul? Citesc știri că și Dan Șucu ar vrea acum să liciteze pentru Bârligea. Păi e clar că a licitat atâta timp cât s-a schimbat puțin atitudinea lui Bârligea și a impresarului, e clar că a intervenit ceva. Că dacă nu era... Dacă nu intervenea cineva, semna și asta. Da, dar de ce trebuie să, la noi tot timpul, ripostează cineva după ce cineva face ceva? Este normal la noi sau pe peste tot? Păi de ce trebuie să-l iei pe Bârligea după ce îl vrea FCSB-ul? Ca să ai tu așa o garanție că e bun? Tu ori vrei să-l iei, ori nu vrei să-l iei. Nu te interesează pe tine ce vrea să facă FCSB-ul. Dar ei parcă vreau să-l iau și pe Luis Munteanu, nu l-au luat. Vor să cred că Bârligea nu se face. Dacă s-au băgat impresarii anul spre anul, îi îndoi cu nimic. Adică nu poți decât să dai ce vor. Aia sunt extrem de... Din aia trăiesc și sunt deosebit de pricepuți în treaba asta. Eu cred că depinde mult și ce vrea Bârligea. Nu e adevărat. Bârligea... Nu crezi că contează ce vrea jucătorul? De regulă, jucătorii au foarte mare încredere în impresarii lor. Altfel nu poate coexista această relație. Ok. Eu știu că e foarte complicat să sar peste impresar. Când nu iau comision și îți bag în cap, bă, dar dacă joci 45 de minute aici cel puțin nu o să joci, ești titular, plecăm mai bine de aici, ce faci? Contează mult și înțelegerea pe care a avut-o cu CFR-ul. Mai contează și acum ce face la CFR și pe ce poziție joacă și ce se întâmplă cu el și cu Luis Munteanu. Aia s-ar putea. CFR-ul nu mai are nevoie de două echipe. Da, l-au luat pe Luis Munteanu, s-ar putea să vrea să scape de Bârligea și CFR-ul. Să încaseze bani, de fapt asta vrea. Scape, da. Are un preț Bârligea, cine dă? Da, îi dai FCSB-ului să-ți ia campionatul? Tu nu vrei să iei campionatul? Asta e întrebarea. Rapidul este, nu mai poți să vinzi decât în România, Bulgaria, Arabia Saudită sau, nu știu, Rusia cât? Turcia. Sau Turcia. Da. Ce credeți voi că va răspunde Varga dacă îl sune Bârligea și spune, știi, nu m-am înțeles cu Gigi, mă întorc. Varga îi spune, știi, dar nu mai ești titular, e Luis Munteanu. Și atunci... Da, nu știu. Nu? Pentru, pentru că CFR-ul vrea să ia bani ăștia. Are nevoie de bani. CFR-ul are mare nevoie de bani. Și atunci? Păi da, și atunci dacă vine înapoi spui că e rezervă, ce faci dacă e rezervă? De ce credeam în discuțiune să bagi să... Auzi, poate acum o săptămână, parcă ne-a întrebat Dan, cine e campionul așa, că CFR-ul, nu cred. Încep să nu mai cred. Nu, e dacă e vis pe toți. Am zis acum că îl vrea rapid pe Keita și că CFR-ul a zis, nu trebuie și pe Keita. Nu cred că poți să iei campionatul așa, nu cred. Dacă poți să ieși așa campionatul, ești tare de tot. Vânzându-i pe toți. L-ai dat pe Sava. L-ai dat pe Muhar.
L-ai dat pe... Pe ce? L-ai dat pe cineva? Stai un pic. Pe otele. Otele. Îl dai pe Aieti. Dai pe Aieti. Îl dai pe Brlige. Bine, stai. Nu-l dai pe Aieti. Nu-l dai din calitate, din postura de titular. Luc Petrescu nu i-a plăcut Aieti de la început. Da, nu l-a băgat în echipă. Este peste... Eu sunt de acord cu tine. Boban și cine vrei. Pentru mine și pentru tine. Pandi, pentru mine și pentru tine, dar pentru Petrescu nu. Asta e altceva. Ok, păi cum adică e altceva? Asta e o echipă care în orice moment e dispusă să vândă orice jucător și să-i vândă, atenție, nu afară, că afară pot să înțeleg. Dar să vinzi orice jucător în campionatul intern, bă, nu cred că poate să ia titlul. Nu cred. În același timp... Trebuie o săptămână la alta ne schimbă. Păi dar nu, dar... Păi ce s-a anunțat că vin, atunci când vorbeam era calificat în grupele conference? Vorbeam altfel. Așa credeam. Nu acum cred, o săptămână la treabă tot cine câștigă campionatul, toți a zis CFR. Acum deja același timp, există o realitate peste care nimeni din clubul ăla nu poate să treacă. Banii. Nu, nu numai banii. Monitorizarea UEFA. Ei fiind monitorizați de un an de zile și înțeleg că din 3 în 3 luni există monitorizări la club din cauza fair play-ului financiar, da? Tu trebuie să fii echilibrat, că dacă nu zbori din Europa, ori pericolul mare al CFR-ului de-abia ăla este în momentul în care cineva le zice afară din Europa. Și când îi dai afară din Europa, de-abia acolo încep să vii. Asta ar fi ultima. Ne-a găsit pe noi românii că am investit 6.300.000. Ăia bagă 66.800.000. Și le dă amendă, i-a dat 3 miliarde de amendă, nu știu. Deci nu CFR tot 300 de milioane, dar nu poți să plătești 3 milioane. Problema următoare că ăla poate oricând de afară să inventeze o firmă tot de-a lui, da, paravan, catarezul și ăla, care să vină și să sponsorizeze de suma respectivă diferită clubului. Dar trebuie să recunoști că e hilar. În România, cred că situația e hilară. Și la noi sunt astfel de firme. Ne-a găsit pe Risa Burgar, bă, aia, care suntem călcăm fel plăi financiar. Ce nu împiedică pe Varga să vină cu o firmă de asta și să restabilească echilibrul în club? Costele, cine te împiedică? Cluburi de fotbal în România acum, unde au niște contracte de publicitate supra-evaluate și banii care intră în club au o valoare mult mai mare decât beneficiul care este primit de către firmele care sponsorizează, care fac contractele publicitate. Aș spui că se ascund oameni care patronează clubul. Ce club vine și face contracte de, nu știu cât, un milion, să zic, cu Sepsi, de exemplu? Nu știu că mi-a stat încă o să spun. Da, tu zici Sepsi, bine, Ungaria. Hai să spun ceva, Sivile. Mi-ar plăcea să scoată din Europa, nu pe CFR, pe CFZ, la FCSB, pe Slavia, Sofia și pe... TSC, Basca Topola, i-a prins pe ăștia care, pe infractorii care bag mulți de tot, înțelegi? Și ăia grei... La, ca la tenis, până la 724, 4 ani suspendare. Până la numărul 1, stai domne, că n-are nimic. Și ăia barosanii care dau 750 de milioane, n-aia sunt ok, la ea e bine.